Bărbatul de 73 de ani a plecat cu animalele la păscut, dar nu s-a mai întors. Când a văzut că lipsește, fiul acestuia a mers să-l caute. După câteva zeci de minute și-a dat seama că ceva nu este în regulă, deoarece bărbatul nu răspundea la niciun semnal, așa că a chemat poliția. Oamenii legii l-au căutat preț de câteva ore în zona în care fiul acestuia știa că merge cu animalele. Într-un final, l-au găsit fără viață, sfârtecat de animalele sălbatice. La data de 29 martie anul curent, polițiști din cadrul secției 5 Poliție Rurală Rovinari au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat de 45 de ani din comuna Bălești despre faptul că tatăl său de 73 de ani din comuna Negomir a plecat de dimineață cu vitele la păscut pe izlazul comunal și nu a mai revenit la domiciliu. În zona indicată au fost direcționate mai multe echipaje de poliție pentru a efectua activități de căutare. În urma acestor activități a fost găsit cadavrul persoanei la aproximativ 3 km de domiciliu, iar cu ocazia examinării, pe corp se observă mai multe urme de mușcături de animale sălbatice, fără urme de violență. S-a luat măsura transportării cadavrului la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru moarte suspectă.